De ce trebuie să stăm acasă? Un calcul simplu efectuat de matematicienii Școlii de Sănătate Publică din Londra arată că fiecare caz nou de coronavirus ar putea produce într-o lună alte 244 de cazuri. Asta pentru că virusul se răspândește exponențial. O persoană cu coronavirus infectează alți 2,5 oameni care la rândule infectează alți 2,5 și așa mai departe, dar dacă înjumătățim frecvența contactelor, atunci fiecare caz nou de coronavirus va infecta 1,25 de oameni în loc de 2,5. Asta înseamnă că ne putem aștepta să vedem într-o lună numai alte patru cazuri noi. 4 în loc de 244. Iată de ce e important să stăm acasă, pe cât posibil, să ne anulăm călătoriile, iar în spațiile publice să păstrăm trei pași între noi și ceilalți. Evoluția epidemiei de coronavirus în România depinde de fiecare dintre noi.